Brașov. Urmează categoria 65 de kilograme, în colțul albastru, îl avem pe Florin Mehmet! Partida a patra de la Coloseum 38 Brașov. A 65 de kilograme, Florin Mehmet a urcat în ring la Viitorul Fântânele, pregătit de Radu Medeleanu. Are 19 ani Florin Mehmet. Mătușa 69, două partide. O victorie în frângere, victoria o are prin knockout. Un alt brașovean va lupta. Ați dat seama și după reacția fanilor. Alex Popescu, pregătit de Andrei Anastasescu la clubul său, Anastasescu Tyson Style. 19 ani pentru Alex Popescu. Are deja 7 partide, 4 victorii, 3 înfrângeri, 1,78 m. Înainte acestei întâlniri, Dan Popa, tot din Brașov, l-a învins pe Silviu Ionescu, jucătorul de la Găiești, care a fost oprit de antrenorul său a doua repriză. Fighting out of the blue corner, he's 19 years old and stands 169 centimeters tall, his official weight 65 kilos. With a professional record of one victory and one defeat, one win coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, introducing Florin Mehmet. And his opponent, standing across the ring and fighting out of the red corner. He's 19 years old and stands 178 centimeters tall. His official weight, 65 kilos. His professional record stands at 4 victories and 3 defeats. Ladies and gentlemen, he fights out of Brașov, Romania, and he is known as the Iron. This is Alex Popescu. Încrezător tânărul Alex Popescu în capacitatea sa. Vom vedea imediat ce poate să pună în ring Alex Popescu în fața lui Florin Mehmet. Mehmet începe cu low kick, răspunde un high kick adversarul și Mehmet ridică și piciorul, combinație braț-picior din partea lui Mehmet. Și putare această partidă. Alex încurajat de aproape 2000 de fani. Brașoveni prezenți această gală. Lovește bine pe combinație și Mehmet. Sunt pe garda adversarului, iată. Stânga-dreapta și picior. Thank you.
Loghi pe interior, l-a controlat ușor Mehmet. Răspunde imediat și Popescu. Loghi cu la pe exterior, mereu lovește pe coapsa piciorului din fața al adversarului. Tehnică superbă pentru 19 ani ambilor sportivi. În clinci, genunchiul a încercat să o lovească Popescu. Oh, victor înaltă, răspunde Popescu. Și cu una pe interior. Ținut distanța Mehmet, acum se duce la bătaie, pas în spate, croșul de stânga ratat de Popescu. Ambii au bărbia în piept, se protejează. Prima oară ajunge pe corzi Popescu, ce croșei și-au aruncat cei doi. Oh! Două stângi datate. Vită la arcada dreaptă, arătat Popescu arbitrului. Începe să sângereze, a avut oricum o zgârietură. Lovește frumos din săritura la Boniescu cu genunchiul, îl pasă în spate Mehmet. Agresivitatea lui Popescu. Cea mai tehnică luptă de până acum. Ambii luptători sunt foarte spectaculoși. Să vedem cine va fi mai eficient. Oh! Alunecă Mehmet. Se lasă pe lovitură directă de dreapta. Croșet de stânga. Eschivă a lui Mehmet și au un genunchi în cap. 10 secunde. Stânga dreapta. Parcă lovește mai tare Popescu. Totul în dreapta. Un croșet de dreapta. Nu leagă loviturile acum Popescu. O dreaptă ștearsă și o stângă ratată. Superbă repriză. O primă repriză de toată frumusețea. Al 19 ani, cu siguranță, o pregătire fizică foarte bună, ambii luptători și așezau pe ritmul. Stânga moale în față, vine cu dreapta. Puternică Popescu la croșeu. Dreapta stânga din nou, pas în spate. Mărește distanța și păcălește pe Mehmet. Joc de picioare, precum boxul profesionist din partea Alex Popescu. Încearcă lovitură înaltă. Am reușit să o dea descendent. Nu stă la bătaie Alex Popescu. Care o pleacă rotund, mișându-i unghiul adversarului. Croșeu de dreapta, dar nu leagă lovitura Alex Popescu. Oh, croșeu de dreapta! Dulcina puțin Mehmet. Car 1-2 s-a făcut Alex Popescu. Se știe mai bine, nu riscă nimic. Croșeu de stânga pe plecare. A aruncat mai mult stânga. Dreapta, stânga din nou ratată, ștarsă.
Aceeași combinație încercată, ratează și Mehmet stânga. Croșetul de dreapta, uppercut de stânga. S-a aruncat în spate adversarului Alex Popescu, încă o stângă și pasă în spate. O directă de dreapta prin gardă. Bună prestația lui Alex Popescu în această rundă. Croșetul de dreapta. Se poate apăra Mehmet. Ratează dreapta atât Mehmet cât și Popescu. Ai puțin de un minut. Întâmpina cu directă de dreapta Mehmet când a început și o acțiune ofensivă. Pas în spate după croșetul de dreapta. Dreapta stânga. N-are opțiuni. Florin Mehmet. Acum o lovitură în gol care îl obosește. Din nou două lovituri pe lângă adversar. Foarte bună de păstare în ring a lui Alex Popescu, luptătorul cu mânuși și aurii. Stop. Da, repriză câștigată mai clar acum de Alex Popescu față de ce am avut în prima parte a întâlnirii. Trebuie să iasă la bătaie Florin Mehmet, să ne riște mai mult pentru a nu pierde întâlnirea. Avem doar 3 minute. Third round, fight! Ține cercul ringului, centrul ringului de început, Florin Mehmet. Trebuie să și lovească. Se năpusește Mehmet asupra adversarului, vrea să surprindă. Alex Popescu rata acestuia că n-a simțit nimic. Două lovituri pe copsă, dar lovituri care nu-l deranjează de rău pe Popescu. Acum se duce în clinch peste adversar și vrea să lasă cu genunchiul. Stânga ridicată pe uppercut din partea lui Popescu. Dreapta stânga din nou. Mereu îl prinde pe primul moment cu o astfel de combinație. Dă în gol Mehmet. Încearcă să-i taie unghiul, să-i taie deplasarea Mehmet. Să-l aducă pe zona sa de confort pentru a lovi. Dreapta stânga pe umăr. Două croșei și pentru Popescu. În sfârșit o stângă bună din partea lui Mehmet. Dreapta pe gardă. Mai agresiv, normal, Florin Mehmet, doar așa mai poate să întoarcă soarta acestei partide. Are și combinație braț-picior, eschivă, iese rotundă Mehmet. Stop!
Cum spuneam și între partide, ați mai văzut pe imagini, cum ai venit spectatori la sală. Peste 2500 de spectatori. Va fi un record pentru Garele Coloseum din ultima perioadă. Asta la bătaie cu Mehmet. Fanii Alex Popescu îl încurajează pe brașovean acum în finalul întâlnirii. Dacă nu-l dă la podea lui Mehmet, Alex Popescu logic a câștigat meciul. O prestație foarte convingătoare, în special în repriza a doua. O schivă bună, stânga-dreapta, se duce Popescu peste adversar. Vește Mehmet după stop, din inerție probabil. Așa își propusese. Simte Alex Popescu. A câștigat, normal a făcut un meci foarte bun. Și se salută cu fanii săi. Doi luptători care au viitor. Ambii au 19 ani. Ladies and gentlemen, after three rounds of kickboxing action, we go to the judges for a decision. All three judges see it the same way. All in favor for your winner by unanimous decision. Toți cei trei arbitri, decizia în unanimitate. Mai bun Alexandru Popescu decât Florin Mehmet. Se îmbrățișează cei doi. Și urmează partida a cincea de la Coloseum 38 Brașov între Marian Doiciu și Ionuț Popa, tot la 65 de kilograme.